Eu știu unde să-mi pun banii și unde să investesc banii. Tu trebuie să-mi spună cineva. Pentru că vrem să dăm startul unei frumoase conferințe care să fie de lungă durată. Bisericile evanghelice din România au nevoie mai mare de voi decât de ceea ce profesia cea mai întâlnită este profesia de antreprenor. Primul om pe care Dumnezeu l-a creat, pe Adam, l-a făcut un agro-antreprenor. Dumnezeu poate să folosească antreprenorii. Dacă este să dau un îndemn pentru oamenii de afaceri creștini, este să fie ca și fiul lui Sahar. Să înțeleagă vremurile și să poată comunica, să articuleze ce ar trebui să facă poporul din jurul nostru. Cum câștigăm ceea ce câștigăm? Cum folosim ceea ce am câștigat? La aceste două întrebări trebuie să putem răspunde în așa fel încât Dumnezeu să fie onorat. Obligatoriu să încredințez celui care deține controlul tuturor lucrurilor, tot ceea ce tu faci, tot ceea ce ești, tot ceea ce vrei să faci și pe mai departe.